la mijlocul anilor 20, arată că, de fapt, au rămas, a rămas fidel unei anumite reprezentări despre relația omului cu cosmosul. Aspirațiile, în fond, să spunem, mature, pe care el în anii 20 le avea, atunci când s-a format ca foarte fraged adolescent, în care alchimia vorbea despre lucruri reale, magia exact. Se referea la lucruri reale. Toate aceste convingeri s-au păstrat de-a lungul vieții exact. Și în orizontul acestora el a infuzat metodologia științifică și toate aporturile pozitivismului. Ei, da, asta este, adică le-a infuzat, a căutat să păstreze aceste raporturi într-o, să le păstreze într-o aură de aura unei unei tip de validare științifică, un fel de adevăr științific de dincolo de adevărul științific, un fel de alt tip de științificitate aplicat unor fenomene pe care, de fapt, științismul pozitivist le refuză exact asta. Ori, aici este un nod al biografiei lui intelectual, la mijlocul anilor 20, care este foarte, foarte, foarte important, totuși ajunge să respingă imaginea omului de știință, așa cum a fost ea modelată în tradiția pozitivismului, specializarea, scientismul, sunt cei pe care el numește specialiști și care îi se par a fi cei care ucid, de fapt, sau adevărurile de dincolo de aparențele pe care, la care au acces și dincolo de care nu pot trece. Lucru în care cred că avea dreptate, că dacă ești omul doar unei specialități, tipul de orizont pe care, bună oară, el ca savant l-a putut sugera oamenilor, nu s-ar fi putut crea. Da, el a avut un tip de îndrăzneală, știi? Un tip de îndrăzneală în care putea fie să eșueze într-un diletantism cu care nimeni n-are ce face. Și care alții au eșuat. E clar. Sau să câștige ce a câștigat el. Și ce a câștigat el, și acum mă refer nu doar la Eliade, ci tipul lui de personalitate, este o amploare a viziunii despre om și cultură, care e foarte benefică. Este, într-un fel, mă gândesc la textul acesta care sintetizează viziunea despre disciplină, un nou umanism, pe care publică în primul număr al revistei History of Religions. Trădează ambiția de a face din disciplina sa furnizarea unei noi conștiințe culturale pentru întreaga omenie, unei noi conștiințe unei noi conștiințe umane. Este, cum să spun, Jean Julliard a sugerat în prefață la ediția franceză că într-un fel Eliade este este anti-Huntington prin maniera lui de a concepe fenomenul religios și disciplina care să dea seama de ireductibila sa specificitate. Adică el ar fi spus, noi de fapt prin religie ne putem înțelege, exact. Pentru că este ultima rădăcină comună, este cea mai profundă rădăcină comună. Pe de o parte, pe de altă parte, este singura șansă pentru viitor, deoarece Eliade vorbește limpede e deja în epoca postcolonială, ultimele imperii coloniale s-au destrămat sau sunt pe cale să se destrame de o manieră vertiginoasă a sfârșitul anilor 50 până la 60. Ori, el își dă seama că de fapt o nouă lume emerge și că limbajul lumilor emergente din spațiul extra-occidental, limbajul lor este profund condiționat de stratul religios care formează baza civilizațiilor extra-europene. Ori ceea ce Eliade ambiționa să propune era de fapt instrumentul de forjare a unei noi conștiințe și a unui noi limbaj între diferitele civilizații. Deci
luat în de-a-face în cazul lui cu imaginea ciocnirii dintre civilizații, cu imaginea falilor dintre civilizații și așa mai departe. Este o viziune de o ambiție și de o amploare remarcabilă, după părerea mea. Da, da. În fond, el spune așa, dacă faceți geologia sufletului uman, să spunem, vom descoperi o mulțime de acrețiuni istorice. Și acrețiunile istorice ne despart, pentru că fiecare are o istorie diferită de celuilalt. Dar dacă mergem suficient de adânc, o să găsim un strat comun, care nu mai este condiționat de evoluțiile istorice divergente ori diferite, și ăsta este fondul religios. Vreți ecumenism? Duceți-vă la homo religiosus. Ai vorbit despre necesitatea de a gândi împreună opera lui de savant, despre care am vorbit până acum, cu portretul lui moral. Și aici spui că te-ai ciocnit de lucruri care te-au contrariat, ai vorbit de contradicții ireductibile în personalitatea lui și chiar de aspecte care erau meschine. Acum, citind cartea, văd acest interes etic la tine față de derapajele lui și aș spune că cartea este străbătută de la un capăt la altul de episodul legionar. Aș vrea să vorbim despre asta. Tu, ca un biograf consumat al lui, este vorba de un episod legionar sau de o obsesie legionară înrădăcinată? Nici una, nici alta. În primul rând, aș spune totuși că sper că totuși, făcând această tentativă de a-i scrie biografia, nu am lăsat impresia că aș fi obsedat de biografia politică în detrimentul altor aspecte. Adică, totuși, părerea mea este că biografia este biografia înțeleasă ca reconstituirea unei vieți de la început până la sfârșit. În acest caz este tocmai condiția pentru a înțelege și a situa însuși opțiunea lui politică și sensibilitățile politice, așa cum le putem regăsi, reconstitui. Am spus-o și o repet, biografia lui nu poate fi nici opera lui, nu pot fi redusă la biografia politică. Ar fi o mare eroare și ar fi, în orice caz, ar fi o eroare cel puțin intelectuală, doar din istoriografie. E limpede că această angajare politică a lui Eliade are importanța ei și știm bine de 15 ani încoace, cel puțin, se discută, cresc dispute în jurul acestei părți a biografiei sale. Nu avem cum să evităm să o abordăm, să o discutăm și să încercăm să o înțelegem. Însă vreau să te întreb, de ce este atât de scandalos angajamentul lui legionar din anii 30 și, nu știu, 37, 38 sau... Ziceam că nu e nici episod, nici, cum să spun, nu avem de-a face cu obsesie legionară. Adică, părerea mea este că avem de-a face cu o perioadă de angajament politic clar, nedisimulat, în favoarea mișcării legionare, un angajament care se produce tocmai într-o moment de răscruce a vieții politice și în România și în Europa, într-un moment în care mișcarea legionară este în ascensiune. Da. Tu spui că primul articol explicit legionar este din ianuarie 37, da. Și ultimul este cu o săptămână, parcă sau două, înainte de a fi interzisă mișcarea legionară în 38. Da. Ceea ce înseamnă februarie 38. Ianuarie 37, februarie 38, da. Acesta este... Și ai numărat parcă 15 articole. Da. Da. Ei, bun, acum angajamentul lui nu se reduce la această activitate de presă. Avem documente ale poliției care dovedesc că după interzicerea mișcării legionare a activat în clandestinitate. Am reprodus acest mic episod în care stilizează